Bună dimineața! Dimineața! Din București și ne-am apucat în prima zi de liber, să zicem că până acum am stat cu familiile și cu toată lumea. Ne apucăm de evenimente, mergem la deschiderea magazinului Geek Mall din Mega Mall. Da, și pentru că noi nu avem mașină, suntem cu Duba, am parcat aici undeva departe, acolo lângă stadion și mergem pe jos vreo 500 de metri. Dacă ar fi fost mai mare, să le iau pe veni. Da, asta-s drăguț. Uite, ăsta îmi place. Că asta nu pot să o pui în dubă, dar e mișto să las apa asta să curgă pentru pisica sau cățel. De aici pui mâncare, uite. Pui mâncare aici și dă automat mâncare. De asta trebuie să iau. Mie și mie de-asta? Unde le pui? Nu știu, se găsește loc oriunde. Când îți dorești să le găsești loc, le găsești. Uite, de asta avem și noi. Ia dă puțin cum m-am pus să te văd. Nu vezi. Murdăresc asta. Păi nu-s de murdărit? Cu niște compound de la de folii și de mașini pe el, așa? Stă bine! Domnul, și un pic, mai aici, uite aici. Da. Ei, așa, da. O, ce am găsit noi aici? Da, unde stai? Trebuie să ne înșunem. Cu bateria noastră cam... Săraca. Baja asta frumos. Uite, senzor de presiune, roți. O iau razna, la câte jucării sunt aici. Foarte multe jucării, da. Fac research pentru cadouri, Bobo. Te rog. Mă, nu-l stricați. L-am luat repede pe Bobby, i-am zis du-te și am și mie un parfum. Ăsta e preferatul meu. Păi și eu m-am... Și Bobby iubisată. Uite, trase mie de aici mai bine. Și dacă parfum n-a fost suficient, bine, asta avem plan de mult. Să mergem la Mishi Mishi, la sushi, all you can eat. Nu se mai cheamă Mishi Mishi, se cheamă Mishi Buffet. Buffet, Mishi Buffet. Suntem doar noi. Oriunde mergem prin lume, asta n-a vrea să mănânce sushi. Și aici te-ai îndrăgostit de all you can eat. Pentru că îți vine așa, nu trebuie să comazi, nu faci risipă, exact. Să mănânci cât poți. Da. E cel mai bun sistem așa. Apropo că ziceai de risipă, uite și aici, taxă de risipă 10 lei pe 100 de grame. Foarte bine. Mi-a fost super dor de București și de oportunitățile pe care ți le oferă. S-o grămadă de chestii pe care poți să dai bani. Magazine deschise mult. Am fost aseară la Mega, non-stop. A fost wow, foarte bună. N-am niciodată răbdare să mănânc cu astea și acum hai, că nu e lume pe aici, hai să-mi arate Bobby. Încerc pentru a 1000-a oară să învăț să mănânci cu bețișoare și nu pot să... Și la el pare super simplu și mi se pare, nu știu, mi se pare, zici cum la mașină străină. Cum fac astea? Așa și, ok, acum mai explicam cum ia lui sushi. Păi uite-l, aici. Zici că am mâna ruptă. Așa. Nu crede. Ah!
Nu se face, se bagă tot în gură. Nu pot, e prea mare. Și am mai luat o chestie pentru autorolota noastră, pentru sistemul ăsta de chestii smart din autorolotă. Noi avem aici un senzor de temperatură și umiditate, pe care l-avem aici, ne-l arată în Home Assistant, dar mai voiam unul pentru garaj, pentru că vine o vreme destul de nașpa și vreau să mă asigur că e o temperatură bună în garaj, atât pentru baterii, cât și pentru rezervorul nostru de apă și pompe și toate alea ce avem pe acolo. Și am găsit chestia asta, care nu este un, adică este un senzor de temperatură și de umiditate, dar îți măsoară și calitatea aerului. Și m-am gândit că îl pun pe ăsta și are și ecran și se conectează și la Home Assistant-ul meu. Teoretic îți trebuie hub de la Acara. Am hub de la Acara, dar el e Zigbee, v-am mai povestit. Eu o să-l conectez direct la Home Assistant. Și o să luăm pe ăsta de aici și să-l punem în garaj. Să avem aici în garaj. Hai să văd cu ce-l scot. Ce face? Nu, ce... Distruge iar duba. Ce... Au... Cu baterie de asta. Și dublu adeziv ăsta puternic. Desfăcut pe ăsta și a căzut bateria. Cam așa baterie au astea. Senzori ăștia. Baterie de cântar, nu? Baterie de ceas, nu știu. Bun, ăsta este... Ok, o să-l pun în... Și acum trebuie să dăm ăsta jos de aici. Ce este asta? Adezivul. Asta e adezivul. Un alt adeziv. Ce drăguție. Da, îmi place. Drăguție. Aici așa? Da. Sau mai jos? Nu, aici, nu? Păi cam, vine cam nu cam perete acolo. Mai jos. Zici că vine cam da, nu cam da, perete? Da, dar mai jos. Să vezi să punem... Nu, mai aici așa? Acolo, da. Acolo, aici e prea... Ok, să scoatem asta pentru a... Ceva baterie. Ceva baterie, da. Are două baterii de astea. Are un ecran de la e-ink cu mare, cum au readerele alea, știi? Dai cărți pe ele. Da, 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 da. Să vedem ce calitate a aerului este aici. Proastă. Dacă e proastă, nu vă arătăm. Cara. Faci tu giu-giu-giu-giu? Da. M-a întrebat fata aia de la Geek Mall. Bine, pe bună dreptate din partea ei. Aveți hub? Zic da. Dar vedeți că vă trebuie hub Acara, nu hub Xiaomi. Da, da, știu, știu. Dacă îi spuneam că îl conectez la Home Assistant, zic am Home Assistant. Ce-a făcut? Da, mă, dar fata bine că ți-a zis. Da, 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 da. Gata, your device is ready to use. Mergem să-l punem și aici pe dashboard. Bun, aici e în garaj. Nu e încă, dar o să fie. Și mai dăm add card. Gata, uite, l-avem aici. Asta e garaj și aici e living room, vezi? 47% umiditate, 14,7 grade. Aici, unde e el? 10 milioane de picograme pe metru cub. Dar ne arată aici niște frunzulițe. Dacă sunt frunzulițele toate, înseamnă că e perfect. E superb, e bine. Dacă sunt frunzulițe puține, înseamnă că trebuie să aerisim. Bun, și acum trebuie să-l punem pe perete. Are lipici, bă. Și mișto că avem și aici, știi? Adică ne arată și aici pe ăsta. Trebuie să mă uit pe acolo neapărat. Deși aia stă deschisă mereu. Aici ești, da? Da. Ta-da! Ta-da! Este un pic în afară, dar aia e. Drăguț. Bam. Trebuie să-l pun în garaj. Și să văd unde-l pun. Uite ce gadget am în țara asta. Mergem la petrecere. Spargem normele astăzi. Am parcat hârstrău aici. Și dacă se lasă cu băutură, plănuim să dormim aici, deci sigur dormim aici. Sau de fapt, da.